În calitate de prim-ministru al României, vă asigur că România este pregătită, că suntem, așa cum am spus în grafic, atât din punct de vedere al programului pentru președinția Consiliului Uniunii Europene, dar și din punct de vedere organizatoric și logistic. Cred că astfel de declarații nu pot face decât rău României. Cred că este un caz fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene și cer tuturor forțelor politice, inclusiv președintelui României, domnului Iohannis, să se abțină de la astfel de declarații, pentru că România are nevoie de consens, România are nevoie de unitate și are nevoie de buni români care să se gândească în primul rând la propria țară și mai puțin la interesele personale. Am văzut atacul de ieri al domnului președinte Iohannis. Noi avem acest guvern pentru că am avut votul românilor și încrederea românilor. Și cred că domnul președinte nu trebuie să evalueze acest lucru. Trebuie să respecte voința populară exprimată prin vot. În al doilea rând, ne-am obișnuit cu aceste declarații ale domnului președinte referitoare la guvern, la guvernare. Nu vreau să-i răspund domnului președinte. Nu vreau să procedez la fel cum face dumnealui. Pentru mine este important să vin cu lucruri concrete pentru români. De câte ori mă va ataca domnul președinte Iohannis, eu îi voi răspunde cu ceea ce facem noi, acest guvern și această coaliție pentru români. Pentru mine acest lucru este important. Cred cu tărie și am spus-o de multe ori, românii s-au săturat de dispute. Eu m-am săturat de aceste lucruri. Cred că trebuie să vedem cum putem face să avem rezultate și în plan intern, dar și în plan extern. Și subliniez încă o dată, îl rog pe domnul președinte Iohannis să nu mai iasă cu astfel de declarații care fac rău României. Și știe și dânsul, știu și eu, că acest lucru a fost subliniat și de președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, care ne-a spus că dacă vrem să avem succes, trebuie să existe un consens între președinție, guvern și parlament. Eu țin la acest consens, pentru că țin la imaginea României și țin la binele României. Dacă spuneți că suntem pregătiți să preluăm președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, cum vă explicați atunci faptul că ministerul condus de către domnul Negrescu nu a finalizat nici măcar licitațiile privind cazarea și transportul oficialilor europeni care vor veni în prima jumătate a anului viitor în țara noastră? Sunt în curs de finalizare. Nu văd de ce neapărat trebuie să ne referim la cazarea, pentru că avem, știți foarte bine că avem un număr foarte mare de evenimente în teritoriu, peste 200 de evenimente în teritoriu, plus evenimentele din București. Eu vă asigur că avem aceste lucruri, le vom realiza pe toate, mai sunt foarte puține lucruri de realizat în ceea ce privește materialele, a durat mai mult pentru că a trebuit să respectăm toate procedurile legale. Nu din vina cuiva sau altcuiva nu a fost finalizată problema materialelor, ci faptul că a trebuit să îndeplinim toate procedurile legale, dar suntem în grafic.